Într-un apartament modest de la marginea orașului, o femeie gemea pe pat. Fica ei se agita în jurul ei, frecându-i spatele cu un și făcându-i o injecție, spunând: Mamă, te rog, mai rabdă puțin! Acum va acționa medicamentul și imediat te vei simți mai bine. Cum te chinuiești? E groaznic! Valentina se lamenta: Trebuia să se întâmple tocmai acum, ce ghinion! Mâine e nunta ta. O zi atât de importantă. Și tu, în loc să te distrezi la petrecerea burlacițelor cu prietenele tale, te chinuiești aici cu mine. Se pare că nu e sortit să mă distrez la petrecere. Nu pot sta pe picior, durerea e infernală. Și așteptam cu nerăbdare ziua asta, m-am pregătit atât de mult. E foarte trist. Nadia s-a încruntat și a răspuns. Ce spui? Ești cea mai dragă și apropiată persoană pentru mine și vreau să fii alături de mine la nuntă. Cine altcineva mă va sprijini? E atât de emoționant. Nu-ți face griji, mamă, te voi ajuta, vom lua un taxi. Și ce dacă vei fi încărucior? Nu-mi pasă cine ce va crede. Cum aș putea să mă distrez dacă aș ști că tu ești aici acasă, bolnavă și tristă? Valentina s-a emoționat, cuvintele calde ale fiicei sale i-au prins bine. Totuși, încă avea dubii, Nadia, dar ce va zice viitoarea ta soacră? Oricum nu mă place, ați rezervat un restaurant scump, vor fi invitați importanți. Și eu, o invalidă în cărucior, voi apărea. Probabil că se va supăra foarte tare. Nu vreau să-ți stric ziua. Nadia a îmbrățișat-o pe mama ei și a spus cu încredere, asta e, e ziua noastră cu Alexei, sărbătoarea noastră. Și am dreptul să invit pe cine vreau. Și apoi, tu nu ești invalidă. E doar o criză. În câteva săptămâni, inflamația va scădea și vei putea merge din nou. Iar în privința Ecaterinei Vasilievna, ea e mereu nemulțumită de toți. Eu nici nu mai bag în seamă. Ba îmi reproșează că câștig prea puțin, ba că mă îmbrac prost. Lasă. Eu nu cu ea voi locui, ci cu Alexei. Iar el e bun și grijuliu. Așa că va mor mai puțin și se va liniști. Deci, nici nu te gândi, chiar și în cărucior îi vei eclipsa pe toți. Uite ce frumoasă ești! Ai rochia, iar mâine dimineață va veni acasă un vizajist, te va ajuta cu machiajul și coafura. Te iubesc, mamă, și nu te voi lăsa pe nimeni să te jignească. În curând, durerea a scăzut într-adevăr pentru scurt timp. Fica a plecat cu logodnicul să rezolve ultimele detalii legate de nuntă, atâtea treburi erau de făcut. Iar Valentina stătea la fereastră în cărucior și privea toamna mohorâtă. Afară ploua mărunt și rece, cerul era cenușu, iar criza asta a agravat și mai mult situația. Nu avea chef de nimic. Deja și imagina cum va ironiza și se va enerva a doua zi soacra ei insuportabilă. Dar nu voia să-și dezamăgească fica. Și a decis să meargă. Despre trauma sa, Valentina nu voia să-și amintească și nu a povestit niciodată nimănui unde și cum a suferit-o. A urmat un tratament lung, se pare că s-a pus pe picioare dar totuși, de două ori pe an, mai ales primăvara și toamna, avea crize. Nervul sciatic era atât de afectat, încât țipa de durere și nu putea sta în picioare. Dar după tratament, totul revenea la normal și aducea o viață obișnuită. Până la tragedie, Valentina era o fire energică, rapidă, mereu în mișcare. Profesia ei era profesoară de educație fizică. Dar apoi totul s-a schimbat. A fost nevoită să devină bibliotecară, deoarece nu mai putea alerga din cauza problemelor de sănătate. Salariul era mic. Banii nu erau niciodată suficienți, dar colegii o ajutau, împrumutându-i până la salariu. Totuși, ea și fiica ei ducea o viață foarte grea. Nadia era o fată calmă și ascultătoare, nu crea probleme și încerca să o ajute pe mama sa în toate a urmat pe urmele ei, a absolvit și a Universitatea Pedagogică și a predat literatură. În ultimul an de facultate l-a cunoscut pe Alexei. Tatăl lui era un mecenat, iar băiatul îl ajuta, venind des împreună cu el. A observat-o pe Nadia și a început să o curteze. Fica s-a îndrăgostit nebunește, l-a adus de mai multe ori pe logodnic acasă. Și Valentinei i-a plăcut de el deși provenea dintr-o familie bogată, nu era arogant. Curând, Nadia s-a mutat la Alexei, care avea deja un apartament propriu în centru, aranjat de tatăl său. Valentina se bucura pentru fica ei, care era atât de fericită, venea la ea des, o ajuta, vorbea despre cât de minunat era Alexei al ei, cât de mult o aprecia și o iubea. Totul ar fi fost bine dacă nu ar fi fost mama logodnicului. Nu a plăcut-o niciodată pe fica ei, considerând că nu era la nivelul fiului ei. Încerca mereu să o jignească, să-și arate superioritatea. La început, Nadia se supăra și plângea, iar cel mai grav era că Alexei se pierdea în astfel de momente și nu putea să-și ia apărarea logodnicei. Nu o proteja. Dar Nadia a decis să nu renunțe, îl iubea foarte mult pe băiat și dorea să întemeieze o familie cu el. De aceea, suporta batjocura viitoarei soacre, uneori chiar îi răspundea tăios. Fata spera că după nuntă totul se va schimba, Ecaterina Vasilievna va accepta alegerea fiului ei și o va lăsa în pace. Dar Valentina avea mari îndoieli în privința asta. Odată, părinții lui Alexei s-au comportat mizerabil. Au spus că vor veni la ea în vizită, să se cunoască. Se pare că trebuia să vorbească despre nuntă și în general. Valentina s-a străduit atât de mult, a gătit toată ziua în bucătărie, a pregătit atât de multe bunătăți. Fica a venit cu Alexei, dar părinții lui nu au mai apărut. Și-au oprit și telefoanele. Valentinei a fost atât de jignitor, chiar a plâns și l-a tot întrebat pe băiat: Cum e posibil așa ceva, Alexei? Doar ne-am înțeles. Sună-ți mama și tata, află ce s-a întâmplat. Eu i-am așteptat atât de mult. Cum e posibil așa ceva? Urmează să vă căsătoriți, iar noi cu nașii nu ne cunoaștem. Alexei era nervos, îi era rușine și jenat, a încercat să sune, iar cel mai interesant este că mama lui a răspuns la apel la scurt timp. Nu se știe ce i-a spus ea acolo, dar băiatul a început imediat să glumească. Oh! Valentina Matvivna. Ce neplăcere a ieșit! Părinții nu pot veni nici cum, au treburi urgente. Îmi pare rău. Și ar trebui să plecăm și noi cu Nadia. Nu-i nimic grav, totul e în regulă. Să mai stăm o altă dată. Nadia era indignată și i-a spus logodnicului, mama ta, ca de obicei, în stilul ei. Ce fel de glume proaste sunt astea? se poate așa ceva? Nu înțelege oare cât de mult a jignit-o pe mama mea? Alexei se înroșea, se albia, încercând să calmeze situația, hai, soare, nu te mai stresa. Nici eu nu înțeleg nimic. Dar asta nu schimbă nimic. Totul e bine. Mulțumesc mamei tale pentru ospitalitate, a fost foarte gustos. Hai să mergem acasă, bine? eu mâine trebuie să mă trezesc de vreme la treabă. Valentina s-a abținut în fața copiilor, nu a vrut să agraveze conflictul, dar când au plecat, a plâns cu amar. Doar că ea înțelegea că Ecaterina Vasilievna a făcut asta intenționat, i-a arătat că nu este nimeni pentru ea. Așa se poate ignora și umili cu ușurință. Și mai mult a fost uimită de reacția viitorului ginere se comporta ca un pisoi care a făcut o pozne și încerca să glumească prostește. Și din nou nu a luat apărarea mamei Miresei, deși înțelegea că părinții lui au făcut un lucru foarte urât. Valentina a trăit o viață, s-a însă și cândva și era foarte îngrijorată de soarta fiicei sale, o să-i fie greu. Dar Nadia era atât de îndrăgostită și credea doar în bine. Dar asta a fost în trecut, iar mâine este nunta fiicei. Valentina se ruga în tăcere ca fica ei să aibă o soartă mai fericită decât a ei. A venit și ziua solemnă, căsătoria. Iar la Valentina, ca niciodată, durerile s-au intensificat. Dar nu a vrut să-și supere fica, doar a sunat și a spus că va veni direct la restaurant, nu la oficiul stării civile. Femeia era atât de agitată, machioarea Marina o liniștea. A făcut într-adevăr o minune, un machiaj proaspăt și bucle ușoare. Valentina nu se recunoștea în oglindă. Și rochia ei se potrivea perfect, turcoaz, delicată. Doar că scaunul cu rotile strica totul. Femeia a chemat un taxi, șoferul a ajutat-o să se transfere și să ajungă la restaurant. Acolo se adunaseră deja invitații importanți. Nadia a zburat spre Valentina. Ce frumoasă era, pur și simplu nu-ți puteai lua ochii de la ea. Rochea ei strălucea și se revărsa, reflectând agrafele frumoase de sidef timpăr, fica arăta ca o sirenă. Valentina a îmbrățișat-o pe fica ei, a plâns și a șoptit, soarele meu, ești pur și simplu fermecătoare. Te felicit cu ocazia căsătoriei. Vă doresc ție și lui Alexei înțelegere și dragoste. Ca viața voastră să fie plină doar de evenimente luminoase și pozitive. Fii fericită, fi ca mea. Alexei a venit și el, a salutat-o rece pe soacră și s-a uitat la ea ciudat, parcă cu condamnare. Dar Nadia, ca de obicei, nu a observat nimic, a adus-o pe mama ei la masă și a cirit, Nu te sfia, mamă, servește-te. Lângă fiecare masă este un chelner. Doar fă un semn și el îți va duce tot și îți va schimba tacâmurile. Ești cea mai frumoasă dintre toate, să știi. Eu fug, bine. Alexei mă așteaptă. În curând va începe totul. Dacă ai ceva, ai telefonul, sună, vin imediat. Valentina se uita în jur și își rotea capul în toate direcțiile. Sala era plină de oaspeți dar nu era nicio față cunoscută. Toți erau niște păsări importante, gătite. Pe masă erau tot felul de delicatese, jumătate dintre ele Valentina nu le văzuse niciodată și nu-și imagina cu ce și cum se mănâncă. Prezenții o priveau pieziși și șopteau în spatele ei, cine i în scaun cu rotile. Ce coșmar! Se spune că e mama Miresei și de ce a venit la o petrecere cu oameni respectabili în halul ăsta. Cu scârțâitul ei îngrozitor de roți ne strică tot cheful. Nici nu apucase femeia să bea o gură de apă minerală, când s-au apropiat nașii. Ecaterina Vasilievna arăta ca o matroană uriașă mascată. Era o femeie corpolentă, înaltă, nu se știe cum a reușit să intre într-o rochie mulată cu două mărimi mai mică și încă și cu umerii goi. Dar arăta puțin comic. Mâinile puternice și picioarele pline, toate la vedere. Nu mai lipsea decât o vâslă în mâini pentru a completa imaginea. Valentina abia s-a abținut să nu izbucnească în râs. Nașa a salutat-o rece și a spus brusc: Valentina, te pot lua o secundă. Trebuie să discutăm în privat, să zicem, am o discuție importantă. Femeia a dat din cap nedumerită. Gândindu-se, de ce nu vorbim aici? Ce nu e clar? Gennady a dus-o cu căruciorul până în hol, iar Ecaterina a început să o prelucreze pe femeie. Ascultă, Valentina. Tu însă și înțelegi perfect ce eveniment important este astăzi. Am invitat atâția oameni importanți. Este foarte important să fim la înălțime. Să zicem, să nu ne facem de râs. Toți înțelegem că ai probleme de sănătate. Dar asta nu e un motiv să strici o asemenea sărbătoare. Totuși, oaspeții ar trebui să se bucure, să se distreze, nu să regrete și să se întristeze. Valentina încă nu înțelege nimic, bine, dar eu ce treabam? Sau e pentru că sunt în scaun cu rotile și nu mă încadrez în bema voastră? Așa e? Vrei să mă umilești? m-a invitat fiica mea. Apropo, ea e mirea sa. Care e problema? Nu trebuie să mă compătimiți. Sunt la fel de om ca și voi. Nașa se învârtea ca un titires în jurul Valentinei și tot vorbea. Nu, nu, ce spui? Nici nu vreau să te jignesc. Din potrivă. Nadia ne-a spus care e problema, că ai o acutizare temporară. Noi, din potrivă, vrem să te ajutăm. Există un vrac în satul Gluhoviții, îl cheamă Macar. Ai auzit de el? Se spune că face minuni, chiar și pe cei fără speranță îi pune pe picioare. Dar pe tine te va pune în ordine într-o oră. Șoferul nostru te va duce acolo chiar acum. Până se apucă de treabă aici, tu apuci să te duci înapoi. Ne-am înțeles deja. Te așteaptă. Ce zici de propunere? Acceptă. O asemenea ocazie apare o singură dată, nu va mai fi o a doua oară, așa sunt regulile vindecătorului. Cum poți rata o asemenea șansă? Valentina a fost emoționată de grijă, dar i s-a părut totul suspect. Ba soacra o ura, ba acum o îngrijea atât de mult. Era ciudat. Femeia se îndoia și a răspuns, nu știu. E cam neașteptat tot. Mă îndoiesc că Macar e vrăjitor și mă va ridica de pe cărucior în doar o oră. Dați-mi măcar să-i spun fiicei mele unde mă duc. O să fie îngrijorată. Ecaterina are început să cânte ca un privighetoare, de ce să-i deranjăm pe tineri? Uite-i, au ședință foto -ntoi. Nu te îngrijora, ai timp șoferul te va duce cu viteză acasă. Mai ales că te așteaptă acolo. Vrăjitorul a promis că vei ieși pe propriile picioare. Hai, hotărăște-te! Valentina nici ea nu știa cum a cedat la aceste convingeri. Auzise cândva de un asemenea vindecător și s-a gândit, și dacă chiar mă poate ajuta. Aș vrea atât de mult să uit de boala asta pentru totdeauna. Nu mai pot suporta să trăiesc așa, și nu mai am nicio putere. Măcar la nunta fiicei mele aș vrea să arăt decent. O să se bucure atât de mult. Șoferul a tăcut tot drumul, doar se uita ciudat la pasagera sa. Valentina privea speriată pe fereastră. Un drum prăfuit și accidentat, un sat părăsit, și nimeni în jur, un spectacol deprimant. În cele din urmă, mașina a frânat brusc. Iar șoferul a mutat-o pe femeie pe cărucior lângă o casă care părea neîngrijită și a spus, gata, am ajuns. Mi s-a spus să te las aici, iar eu mă voi întoarce în curând. Valentina nu a apucat să deschidă gura, când mașina a dispărut, lăsând în urmă doar nori de praf pe drum. Femeia s-a apropiat, dar nu era nimeni în jur. Chiar locuința arăta ca și cum nimeni nu mai locuise acolo de mult timp. Curtea era plină de buruieni, ferestrele erau prăfuite și murdare, nu erau perdele, nimic. A început să bată și să strige, dar a fost întâmpinată doar de tăcere. Doar vântul urla. Mai mult, a început să picure o ploaie măruntă. Iar ea avea doar o rochie subțire. Valentina a intrat în panică și a dat seama că socrii au înșelat -o. Nu există niciun vindecător, mai mult nici măcar nu sunt oameni aici. Ei știau totul de la bun început și au adus-o special aici, ca pe un gunoi vechi la groapă de gunoi, ca să scape mai repede de ea și să nu se facă de rușine în fața invitațiilor importanți. În panică, Valentina a apucat telefonul, sperând să sune la fica ei, dar nu avea semnal. Femeia plângea amar și nu știa ce să facă. Cum să scape de aici, dacă nu poate merge? s-a ridicat puțin din cărucior, învingând durerea, și a împins ușa. Din fericire, nu era încuiată. Valentina a reușit cumva să intre, hotărând să nopteze acolo. Tot era mai bine decât afară, unde era chiar înfricoșător. Femeia s-a uitat în jur. Nu, totuși, cineva locuia aici. O canapea veche era acoperită cu o cuvertură. Existau ustensile de bucătărie iar pe masă era un cartof copt, acoperit cu un prosop. Biata Valentina a mâncat cu lăcomie două bucăți, deoarece de mult timp stomacul îi urla de foame. A băut resturile unui de copt dintr-o cană și a stat toată noaptea plângând amar, nu putea dormi deloc. Doar groază și frică și încă resentimente. Dimineața, poarta a scârțâit brusc și în casă, a intrat un tânăr voinic în halat și cizme de cauciuc. Era foarte brunet și bronzat, iar părul, din potrivă, era ars de soare până la un punct în care era aproape alb. Tânărul purta o găliată cu pește proaspăt prins și, văzând o străină în cărucior în casă, a tresărit, scăpând la un fir prada, O, doamne! De unde ai apărut? În sat nu mai locuiește nimeni. E abandonat de mult timp. Cine ești? Cum ai ajuns aici?" Mai speriat de moarte. Femeia a geuit speriată, bună ziua. Mă numesc Valentina. Iertați-mă că am intrat fără permisiune. Pur și simplu mi-a fost atât de frică să noptez afară. Și i-a povestit totul, cum a fost înșelată și a dus aici. Tot întreba despre vindecătorul Macar. Nu-și putea stăpâni emoțiile și plângea. La sfârșit a adăugat. Voi pleca curând. Nu vă voi deranja. Aș vrea doar să sunt la fica mea. Dar aici nu prinde rețeaua deloc. Mihai a răspuns pașnic: Ei bine, ca să fiu sincer, vindecătorul a locuit aici cândva, asta e adevărat. Dar a murit acum un an. Și nu îmi deranjez deloc. Și casa asta nu e a mea, m-am mutat pur și simplu aici. Toate casele de aici sunt abandonate. Așa că rămâneți cât aveți nevoie. Acum voi face o ciorbă de pește. Vom lua prânzul. Vă voi aduce apă, o voi încălzi, vă voi ajuta să vă spălați. Desigur, nu am condiții confortabile aici. Dar m-am adaptat cumva. Există un duș de vară în curte. Dar apa e rece, mie-mi e totuna dar dumneavoastră nu puteți, vă veți răci. Iar în privința rețelei, e greu aici. Prinde doar într-un singur loc, pe deal. Dar e departe de mers, nu veți putea singură. Mâine vă voi ajuta, vom încerca împreună. Sau voi fuci singur, vom vedea. Valentina a plâns și a mulțumit acestui tânăr simplu și receptiv. Mulțumesc, Mihai! Imediat ce voi lua legătura cu fiica mea, te voi recompensa, nu te-îndoi. Deocamdată nu am unde să mă duc. Mulțumesc pentru inima ta bună. Astăzi rar mai întâlnești asemenea oameni. Mihai a început să se agite, chiar îi plăcea că era cineva cu care să schimbe o vorbă, era atât de greu să trăiești complet singur. A adus apă din fântână, a ajutat-o pe Valentina să se spele cumva. Apoi au mâncat o ciorbă de pește delicioasă, care mirosea a foc de tabără. Băiatul a văzut că după o noapte nedormită, femeia era complet extenuată și cădea din picioare. A dus-o pe canapia și a acoperit-o cu o pătură, odihnește-te acum, dormi. Iar eu mă voi ocupa de pește în curte. Altfel, mâine voi pleca cu noaptea în cap să-l duc la piață să-l vând iar până la cea mai apropiată stație de autobuz e cale lungă. Surprinzător, dar Valentina a dormit instantaneu, simțindu-se în siguranță relativă. A dormit aproape până seara. S-a trezit și nici măcar nu a realizat la început unde se află. Lemnele trosnea în sobă, în casă era cald, iar Mihai gătea ceva. Văzând că oaspetele s-a trezit, i-a zâmbit amabil, ei bine, cum te simți? te-ai odihnit. Eu am copt pește, e delicios. Vino să iei cina. Și am făcut și ceai de mentă, crește multă pe lângă râu. Acum te voi ajuta. Valentina se așeza pe cărucior și deodată a simțit că durerea se diminuează, nu mai era atât de acută. S-a bucurat, oh, mi se pare că mi este mai bine. Peste câteva zile voi fi pe picioare. La urma urmei, am o astfel de exacerbare de două ori pe an. Mihai, mâine, de îndată ce te întorci, să mergem pe deal. Te implor. Probabil că fica mea e deja disperată. Trebuie măcar să-i spun unde sunt. Meme, meme. Ce pește delicios, e de vis. Mulțumesc mult. Mihai, povestește-mi cum ai ajuns aici. De ce ai decis să te stabilești într-un sat abandonat? Nu ai rude. Băiatul a suspinat și a început să povestească. Sunt orfan, am crescut la orfelinat. La început a fost chiar bine acolo, ne hrăneau bine, ne îmbrăcau, ne aduceau dulciuri și jucării de sărbători. Dar când am împlinit 13 ani, totul s-a schimbat. Directorul a murit și în locul lui a fost pus un funcționar la com și crud, fără suflet, căruia nu-i păsa deloc de copii. A introdus pedepse severe pentru neascultare, ne hrăneau prost, nu mai urmăreau ordinea deloc. Iar de cadouri nici nu mai vorbim. Pe scurt, orfelinatul nostru, care odinioară era un model, s-a transformat într-o filială a coloniei de copii. Abia am așteptat să împlinesc 16 ani, am fost bătut de multe ori, am încercat alcoolul și țigările. Acolo nu se poate altfel. Altfel, ești un străin și ți se declară boicot. Așa că am fugit. Nu m-am gândit la nimic, nu-mi păsa unde, doar să fiu departe de acest loc teribil. Am încercat să mă adaptez la viața din oraș, dar nu am reușit. Noi, cei din orfelinat, nu suntem deloc adaptați la viață. Pur și simplu nu am fost învățați. Tot timpul trăiești așa cum ți se spune, faci ce ți se spune, cineva decide totul pentru tine. Iar când te trezești singur în fața realității dure, nu știi deloc cum să trăiești. Cu ce să începi? La urma urmei, nu ai sprijin de nicăieri. Ești, de fapt, inutil pentru nimeni. Și eu nu am niciun document. Nu sunt nimeni, o fantomă. Nu exist așa că am venit mai departe, în acest sat. Am găsit această casă și am ales-o. Trăiesc ca Robinson Crusoe. Am învățat să pescuiesc. S-au găsit multe unelte de pescuit în magazie. Am început să le duc în satul vecin, la piață. Racii sunt luați imediat. Și sunt scump. Cu banii ăștia îmi cumpăr haine. Așa supraviețuiesc e mai bine decât să fiu boschetar sau vagabond. Chiar și un telefon second hand am cumpărat. Visez să-mi fac propria fumătoare, citesc mult despre asta. Peștele afumat se vinde mai bine. E greu, desigur, singur, îmi este rău. Așa că mă bucur chiar că sunteți oaspeții mei. Măcar am cu cine să vorbesc. Valentina dădea din cap și îl încuraja pe băiat ce băiat bun ești! Nu-ți pierzi speranța! Câți copii vagabonzi ajung la colonie din prostie! Dar tu muncești, te străduiești! Nu am mai întâlnit niciodată pe cineva ca tine! A doua zi, Mihai s-a întors de la piață și a dus-o pe Valentina cu greu pe cărucior, așa cum promisese, pe deal. A reușit să sune la fica ei. Nadia a strigat în telefon, Doamne! Mamă! Unde ești? Unde ai dispărut? Nu mai pot sta locului. Am vrut deja să merg la poliție să depun o plângere. Valentina a început să-i povestească totul, cu voce gătuită. Fica ei era îngrozită și se plângea. Ce ticăloși sunt toți, ăștia Crasiliovi. Îi urăsc. Nu-i voi ierta niciodată pentru ce ți-au făcut. Vin imediat la tine. Spune-mi adresa. Valentina s-a bucurat și a așteptat-o pe Nadia. Seara, fica ei a sosit cu un taxi, cu o geantă de voiaj în mână. S-au îmbrățișat și au plâns mult timp. Nadia și-a cerut scuze, mamă, iartă-mă. E vina mea. Nu am realizat imediat că ai dispărut. Erau asemenea nebunii acolo o grămadă de invitați. Și când am vrut să mă duc să te întreb cum ești, nu mai erai. Nu înțelegeam nimic. Și cel mai important, am întrebat-o și pe soacra mea, dar ea a făcut ca și cum nu ar ști nimic. M-am dus la Alexei în lacrimi, spunându-i că trebuie să facem ceva. Mama a dispărut. Am crezut că mă va înțelege, mă va ajuta să aflu tot. Dar cât de mult m-am înșelat? Logodnicul meu doar a șuierat și mi-a strâns dureros mâna. Oprește-te. Și nu face o scenă aici. Apropo, avem o nuntă. De unde știu eu unde s-a dus mama ta? Poate a plecat acasă? Se va găsi. Și tu nu îndrăzni să plângi aici, zâmbește și distrează-te. Mereu probleme cu mama ta, e de ajuns. Mi-a fost atât de jignit. Mi-a dispărut complet cheful. Te-am sunat mereu și mereu, dar telefonul era în afara zonei de acoperire a rețelei. Știam că nu ai fi oprit telefonul. Apoi a început un teatru absurd. Alexei s-a îmbătat, s-a comportat ca un nemernic, împreună cu mama lui. Au început să-mi dicteze unde mi este locul. Și, chipurile, eram obligată să-i port aproape pe mâini. Se lăudau că mi-au făcut o favoare acceptându-mă în familia lor. Eu speram că Alexei se va trezi, se va dezmeti și va începe să-și ceară scuze. Dar nu, nici măcar nu s-a gândit la asta. Parcă era schimbat, jur pe Dumnezeu. Nu-i păsa deloc că sufăr, că mi-e jignit, că mă îngrijorez pentru tine. Așa că am decis că căsătoria mea va dura exact o zi. Și am fugit. Am luat lucrurile tale și ale mele, documentele și cele mai necesare. Știu că mă vor căuta în apartamentul din oraș. Așa că deocamdată vom sta aici. Oricum, am luat concediu de la muncă. Cât de dreapta ai avut, mamă, când m-ai avertizat să mă gândesc de o sută de ori înainte de a mi lega viața cu familia Crasiliovi. Nu vom avea o familie. Acum înțeleg perfect asta. Mihai a primit pe ambele, pe Nadia și pe mama ei, și au început să trăiască împreună, trei. Valentina s-a simțit mai bine și și-a revenit. A povestit cum tatăl ei a fuma peștele pe vremuri și a împărtășit rețete verificate. Băiatul s-a dovedit a fi foarte isteț, cu mâini de aur. A făcut singur o afumătoare dintr-un butoi vechi, fără fund și capac, care zăcea inutil în magazie. Perumeguș de cireș și păr, peștele era pur și simplu divin, iar mirosul era atât de apetisant, încât îți curgea saliva încă din timpul preparării. Nici Nadia nu stătea degeaba. Împreună cu mama ei, a pus ordine în casă, a spălat geamurile, iar în dulap au găsit o bucată de material și au făcut manual perdele. A ieșit foarte drăguț. Au curățat curtea de buruieni și au aruncat tot gunoiul chiar și plăcinte au copt în cuptor. Ambele apreciau această viață neobișnuită la țară, ca o nouă aventură. Mihai nu se mai sătura de oaspeții neașteptați. Probabil că pentru prima dată în viața lui a simțit ce este confortul, comunicarea sufletească caldă, prietenia sinceră. Nadia i-a plăcut imediat, înaltă, zveltă, cu ochi buni și un zâmbet deschis. Acum se străduia și el să aibă grijă de el, să nu arate neîngrijit. Băiatul nu înțelegea sincer ce fel de idiot era soțul ei, dacă nu apreciau asemenea fată? Cum putea fi jignită? În același timp, în familia Crasiliovii fierbeau patimile. Când Alexei s-a certat cu Nadia din temirice și ea a ieșit plângând din apartament, el doar a dat din mână, strigând după ea, du-te. Isterică. Te vei liniști și te vei întoarce. Acum ești soția mea, așa că obișnuiește-te să asculți de soțul tău. Ce pretențioasă ești! Dar când soția nu s-a întors seara, bărbatul a înnebunit și a sunat-o insistent. Dar telefonul era indisponibil. Alexei era furios și speriat. La urma urmei, mâine era din nou un prânz festiv mama adunase o mulțime de oameni. Acolo erau și parteneri de afaceri și alte persoane importante. Ce să fac acum? Să meargă singur, fără soție. Vor începe întrebările și ironiile. Alexei a alergat către mama sa și a început să o întrebe, mamă. Aici s-a întâmplat ceva. Nadia a dispărut. Desigur, ne-am certat serios și ea a fugit undeva, nu a revenit acasă încă. Spune-mi, unde ai trimis-o pe mama ei? Cu siguranță Nadia a plecat să o caute. Mi-a mâncat tot creierul. Ecaterina Vasilievna a strigat, ce mizerie! Am adoptat-o în familie ca pe un cățeluș vagabond, i-am făcut onoarea și ea va fuci de soț. Și tu ai de gând să tolerezi astfel de comportamente? Trebuie să o găsim și să o învățăm o lecție bine meritată. Ca să înțeleagă dată pentru totdeauna că nu trebuie să sfidezi soțul. Și mama ei, am dus-o într-un sat părăsit. I-am inventat trei cutii despre un vindecător, iar ea a crezut, fiind o naivă. Dar eu credeam că Valentina e acasă de mult timp. Doar nu voiam să ne strice nunta. Ce-i asta? un invalid în scaun cu rotile într-un restaurant. O rușine. Alexei era furios și îi reproșa mamei, mamă. Totuși, tu ai pus la cale totul. Eu nu i-am crezut pe nadejda, am țipat la ea. De ce? Cui ar fi făcut ea rău la nunta noastră? Spune. Totuși, ea e mama. Ce ai făcut? acum Nadia nu mă va ierta niciodată, o cunosc. Și cu siguranță nu va vrea să se întoarcă. Și eu o iubesc, mamă. Ecaterina Vasilievna a râs, o iubești. Dar cine a sărutat și a învârtit-o pe propria ta nuntă pe Iulia Nazarova? Și nu numai. Nu mă măci. Fata asta săracă ți-a întors mintea și uite cum ai amolit. Nu fi o pană, stai pe poziție. Nu ți face griji, o vom face să se întoarcă. Nu avem nevoie de o astfel de rușine. Unde s-a mai văzut ca soția să-și părăsească soțul și să fugă în ziua de după nuntă? Ne vor mânca toți de vii. Nu, trebuie să aflăm unde a fugit această ticăloasă și să o readucem în familie și să o forțăm să ne ceară scuze. Și apoi vom vedea ce facem cu ea. După discuția cu mama, Alexei a sunat din nou și din nou la Nadia și i-a trimis mesaje, dar nu a primit niciun răspuns. S-a îmbătat și a dormit cu o altă fată, pe care a cunoscut-o în club, ca și cum ar fi vrut să se răzbune pe soția neascultătoare. Dar asta i-a adus doar o stare și mai proastă. Se simțea ca ultimul nenorocit. Atunci Alexei a decis să meargă la Gluhoviții, poate Nadia este acolo și va reuși să o convingă să se întoarcă acasă? Acum nimeni nu l aștepta în apartamentul gol, nimeni nu striga de pe bucătărie, Alexei, dragul meu, ești acasă. Cât de mult mi-ai lipsit. Ști, astăzi s-a întâmplat ceva la școală noastră. Și ea vorbea, îl hrănea cu cină, îl răsfăța, îl amețea și îl săruta tandru în ureche. Naiba, cum îi lipsea acum lui Alexei asta? cât de disperat își dorea să o aducă pe Nadia înapoi. Nadia era foarte jignită pe soțul ei, mai mult decât atât, șocată de indiferența și cruzimea lui, și a decis pentru sine că va divorța de el și nu vrea să trăiască toată viața cu un om atât de insensibil, căruia nu-i pasă nici de ea, nici de mama ei. În acea zi, ea tocmai culegea cireșe în grădina părăsită, iar Mihai își curăța captura, când Alexei a năvălit în curtea lor. A văzut-o pe soția lui și la început chiar s-a bucurat, Nadia. Dragostea mea! Așa că aici ai fugit. Eu te caut peste tot, m-am obosit de atâta umblat. Ce e cu prostiile astea? Avem lună de miere acum și mama mea este îngrijorată de tine. Hai, te-ai jucat suficient de-a călătoriile, ajunge. Strângete și hai acasă. Lasă, nu mă voi supăra. Fata a rămas uimită de o asemenea nerușinare, a aruncat gălea ta și a început să-i spună soțului, Ei bine, salut, Alexei. Nu vrei să te saluți, pentru început? Aici sunt și alți oameni în afară de noi. El este Mihai, el a adăpostit-o pe mama mea când Ecaterina Vasilievna a adus-o aici prin înșelăciune. Iar tu nu ai mișcat un deget ca să mă ajuți să o găsesc am văzut cât de mult mă iubești. Chiar la nunta noastră te-ai sărutat cu domnișoarele. Și tu încă nu te vei supăra pe mine. Du-te la dracu, Alexei. Divorțăm și nu mă voi mai întoarce la tine. Clar. Mamă. Ești o clipă. Uite cine a venit să ne viziteze. Soțul iubit. Valentina a ieșit pe prispă și a plesnit din palme întrebând cu voce tare, salut, ginere. Ce te aduce pe aici? Ai venit să vezi dacă am murit. Poți să să-ți superi mama, sunt bine sănătoasă. De ce ai venit aici? Nadia ți-a spus clar că nu se va mai întoarce. Așa că du-te înapoi în oraș. Și nu ne mai deranja. Ți-o spun eu, Alexei, ca să faci o familie, trebuie să trăiești cu propria minte nu cu alt altcuiva. Și să înveți să împarți cu soția ta nu doar bucuriile, ci și necazurile. Dar tu te comporți la fel ca mama ta. Bărbatul a explodat și a început să țipe, așa e? Așa vorbiți voi acum? V-ați gândit să mă învățați cum să trăiesc? Să mă rușinați? Ei bine, vezi tu, Nadia, am vrut să o facem pe calea mea bilă totuși te vei întoarce la mine și nu-ți voi da divorț. Te voi învăța să asculți de soțul tău. Așa că nu mi-au rămas bun. Ține minte, Nadia, ești acum iova. Așa că obișnuiește-te. După ce Alexei a plecat, Nadia s-a așezat pe un ciot în curte și a plâns, nervicedând. Ea plângea, mamă, cum am putut fi atât de oarbă? De ce a devenit Alexei așa? Dur, insensibil? Voia să mă aducă înapoi cu forța? Să-mi pună un sac pe cap? Ce nebunie e asta? Îmi este chiar frică. Ce idiotă sunt, m-am băgat în belea. Ce să fac acum? Valentina s-a așezat lângă ea, a îmbrățișat-o pe fica ei și a liniștit-o. Nu te necăji, soare! toată lumea greșește. Ai fost îndrăgostită și ți-ai imaginat că Alexei este un om bun. Și nu ai vrut să observi nimic. Se întâmplă. Și el, desigur, s-a străduit să-ți arate doar la tura sa bună. Și eu am suferit mult în trecut. Te înțeleg. Am iubit la fel de mult tatăl tău, dar el a fugit ca un laș când a aflat că sunt însărcinată. Și eu nu știu ce să fac. Mai devreme sau mai târziu va trebui să ne întoarcem în oraș. Ai tu jobul, școala, și eu am. Vom lupta. Poate că Crasiliovii vor fi furioși o vreme, dar se vor liniști și ne vor lăsa în pace. Ba suntem sub nivelul lor, ba ne vor obliga să ne întoarcem cu forța? Mihai a decis să intervină, stați aici deocamdată, să se liniștească totul acolo. Soțul tău, Nadia, este foarte furios. Cine știe ce prostii ar putea face? Aici vă pot proteja, am crescut pe stradă, nu-mi e frică să mă bat. Și cine vă va apăra în oraș? Nadia l-a privit pe băiat cu recunoștință. Îți mulțumesc, Mihai, pentru inima ta bună. Ești gata să te aperi pentru străini, ne-ai primit și ne-ai încălzit. Mama și cu mine suntem datoare apoi s-a adresat mamei sale, mamă, dacă tot am o discuție atât de sinceră, poate îmi poți spune cum ți-ai făcut trauma? Acest secret nu îmi dă pace din copilărie. Valentina a oftat și a început să vorbească, oh, fică, nu-mi place să mă amintesc de această tragedie teribilă. A fost acum mult timp. Mă întorceam de la serviciu, tu erai la creșă, când am fost martoră la un accident. O mașină a intrat cu viteză într-un copac și a luat foc imediat, iar înăuntru era o femeie tânără la volan și un copil mic într-un leagăn. S-a adunat imediat o mulțime de curioși. Oamenii strigau doar să cheme ambulanța, poliția, să ajute. Păcat de copil. Dar nimeni nu îndrăznea să se apropie de mașina în flăcări. Ei bine, eu cumva m-am repezit automat, nu m-am gândit la nimic în acel moment. Nu mă amintesc bine ce a urmat, ca prin ceață, ușile erau blocate, am spart geamul cu o piatră. Mai întâi am scos copilul, plângea tare, l-am dus mai departe pe iarbă. Și apoi m-am întors după femeie. Mi-au strigat, ești nebună? Întoarce-te! Acum rezervorul va exploda. Vei muri și tu. Dar eu parcă nu auzeam, cum aș fi putut să o las pe mama copilului în pericol? M-am chinuit mult timp să o scot. Când am început să o trag, bărbații din mulțime au venit să mă ajute. Nu am reușit la timp, mașina a explodat. Și unda exploziei m-a aruncat înapoi, m-am lovit cu spatele de o bară de protecție din fier. Eram sub influența adrenalinei și nici nu mi-am dat seama că ceva nu este în regulă cu mine. Probabil am fost în șoc. Din păcate, femeia nu a fost salvată, a murit pe loc. Dar copilul a supraviețuit, a fost dus de ambulanță. Abia la spital mi s-a spus că am o traumă la coloana vertebrală. M-am tratat mult timp, dar consecințele se resimt și acum. Mult timp am visat la accidentul acela și la ochii de sticlă, goi, ai acelei femei frumoase. Și plânsul copilului îmi răsuna în urechi. De aceea nu i-am spus nimănui. Dintr-un motiv oarecare, mă simțeam vinovată că nu am aflat mai târziu ce s-a întâmplat cu copilul. Dar, pe de altă parte, tu și cu mine, fică, am trăit deja o viață grea, am avut suficiente probleme. Nadia a îmbrățișat-o pe Valentina, mamă, ești o eroină. Și ai tăcut atâția ani. Sunt mândră de tine. Ai salvat singură un copil dintr-o mașină în flăcări. Nu e vina ta că femeia nu a supraviețuit. Dar ai încercat să-i salvezi și viața. Mihai stătea ca un stâlp, apoi s-a apucat brusc de cap și a strigat aproape. E pur și simplu incredibil. Știți cum am ajuns la orfelinat? Bonele mi-au spus că, după un accident pe drum, mama mea a murit pe loc iar eu am fost salvat de o femeie. Aveam doar zece luni pe atunci. Toată copilăria am visat să o întâlnesc, să-i mulțumesc pentru salvarea mea, pentru fapta ei eroică. Așa că tu ești femeia aceea? Ce poveste! Pot să te îmbrățișez, Valentina Matvivna? Vă mulțumesc încă o dată, dacă nu ar fi fost fapta dumneavoastră eroică, nu aș fi fost pe lume s-au îmbrățișat. Femeia îl privea acum pe Mihai cu alți ochi, iată-le, copilul salvat. Sufletul i s-a umplut imediat de pace și de bine, în sfârșit s-au întâlnit. Ei bine, Mihai, acum și tu m-ai ajutat la greu. M-am speriat îngrozitor atunci, singură, seara, într-un sat părăsit și încă și pe un scaun cu rotile. Așa că acum nu mai suntem străini. Ce surprize ne pregătește soarta? Valentina l-a luat brusc pe băiat de mână și l-a întrebat, Mihai, ești botezat. Dacă nu, mi-ar plăcea foarte mult să-ți fiu nașă, ca să nu ne mai pierdem, să comunicăm, să ne ajutăm reciproc. Nu te superi. Bărbatul a dat lacrimi și a dat din cap, desigur că nu mă supăr. Pot doar să visez la o nașă ca tine. Acum nu mult timp, Locuiam aici ca un pustnic. Mă cuprindea adesea o tristețe atât de mare, mai ales seara. Nimeni nu te așteaptă, nimănui nu-i pasă, dacă te întorci de la pescuit sau tăneci, nimeni nu-și va da seama și nu va vărsa o lacrimă. Dintr-o dată, viața mea s-a schimbat complet după apariția ta neașteptată. Acum alerg acasă de la pescuit, știind că cineva mă așteaptă, cam grijă de cineva. Acum am un scop în viață. Așa că îți mulțumesc. Dacă aș putea, nu te-aș lăsa niciodată să pleci de aici, nici pe tine, nici pe Nadia. Deși îmi dau seama că romantismul e posibil doar vara, în asemenea condiții. Iarna e greu de trăit aici, când totul e acoperit de zăpadă, vântul urlă și nu e nimeni în jur. Alex a venit acasă furios, respins ca un pisoi. Nadia a refuzat să se întoarcă și vrea să divorțeze. Mama lui a pus paie pe foc tot timpul, tu ai stricat-o, ai răsfățat-o. Tot timpul cu flori și drăgălășenii. Trebuia să fii mai dur. Acum toți vor râde, ce rușine! O profesoară amărâtă a părăsit un om de afaceri respectabil și a fugit la un pescar oarecare, imediat după nuntă. Nu vom scăpa de rușine trebuie să o învățăm o lecție, să o pedepsim cum se cuvine. Dar mai întâi, să-i dăm o lecție pescarului ăstuia, să dispară din peisaj. Ești bărbat sau nu, până la urmă? Sau vrei să umbli cu coarne? Alex s-a îmbătat, era furios. Mama lui l-a înfuriat atât de tare încât a decis să se răzbune și să o aducă pe Nadia acasă cu forța. În sufletul lui a rămas un copil mic și răsfățat căruia i s-a luat jucăria preferată și voia să o recupereze cu orice preț. Desigur, nu a îndrăznit să meargă singur, dar a trimis doi prieteni în sat și le-a ordonat să pedepsească băiatul și să aducă soția acasă. În acea zi, nimic nu anunța o nenorocire. Mihai tocmai se întorsese de la pescuit, își pregătea undițele de uscat, Nadia l-ajuta, curățând peștele. Valentina a prins focul în sobă pentru a pregăti prânzul. Vorbeau și glumeau drăguți. Când, deodată, au auzit un scârțâit de frâne chiar lângă poartă. Imediat, doi bandiți au năvălit în curte. L-au atacat pe Mihai, l-au doborât la pământ și l-au bătut. Nadia a țipat și a încercat să facă ceva. Cine sunteți? Lăsați băiatul în pace. Ce vă trebuie? Nu-l atingeți. Unul dintre bandiți a încetat să bată, l-a apucat pe Mihai de guler și a șuierat. E o lecție pentru el să știe cum să nu fure soțiile altora. Turcă tu repede în mașină și întoarce-te acasă. Altfel, îl îngropăm pe pescar chiar aici. Nadia a țipat isteric, ați înnebunit. Nu mai e ca în anii 1990. Eu sunt un obiect. Alexei v trimis, nu-i așa? Lăsați-l pe Mihai în pace. E doar un prieten al meu. Banditul a rânjit, ei bine, vezi tu, dacă nu vrei de bună voie, ai să regreți. Și au continuat să-l bată pe Mihai. Valentina nu s-a pierdut cu firea, a luat o furcă din grajd și a mers spre agresori, plecați de aici. Îl înjunghi pe oricine. Mai bine fac pușcărie decât să vă las să-mi jigniți fica și pe Mihai. Bandiții s-au distras o secundă când Valentina a fluturat furca în fața lor. A fost suficient timp pentru ca Mihai să se ridice și să-l lovească cu pumnul pe unul dintre atacatori, lăsându-le inconștient. Nu se știe cum s-ar fi sfârșit această bătaie sângeroasă dacă nu ar fi intrat în curte trei bărbați straveni. I-au imobilizat rapid pe răufăcători le-au legat mâinile și unul dintre ei a ordonat, băgați în mașină. Îi ducem la poliție, să se descurce ei acolo. Ne trebuie Mihai Kruglov. Avem o treabă importantă cu el. Băiatul se scutură și își frecă maxilarul lovit. A răspuns, eu sunt Mihai, dar voi cine sunteți? Ceva îmi pare rău, am prea mulți vizitatori azi. Unul dintre bărbați a răspuns, suntem oameni de încredere ai tatălui tău, Eugen Kruglov. Te-a căutat mult timp și, în sfârșit, te-a găsit. Vrei să-ți vezi tatăl? Să vorbești cu el? Dacă da, urcă în mașină chiar acum. Te așteaptă. Mihai a rămas uimit, murmurând: Stați puțin. Am un tată. Dar eu nu am știut nimic despre el în toți acești ani. Desigur. Că vreau să-l văd. E un om al meu. Dar nu o voi lăsa pe Nadia și pe Valentina singure. Ați văzut ce s-a întâmplat? Spunei lui tata să vină aici. Mă voi bucura să-l văd. Unul dintre oameni a spus: "Tatăl tău a ordonat să te aducem doar pe tine și să te protejăm de orice pericol." Nu există semnal aici. Nu putem să-l sunăm. Ai dreptate. E periculos să rămâneți aici. Atunci urcați toți în mașină și plecăm. Pe drum, vom duce atacatorii unde trebuie. Nadia s-a bucurat chiar, era speriată să rămână singură cu mama după ce le întâmplate și a spus: Suntem de acord. Știu cine și de ce ne-a atacat. Voi da toate declarațiile necesare la secția de poliție. Altfel, data viitoare vor ataca pe mine. Nadia și Valentina au scris o declarație în care au susținut că Alexei Krasilov a trimis pandiții să-i bată. Răufăcătorii au fost trimiși după gratii. Acum nici ei, nici Alexei nu vor mai putea scăpa, vor trebui să răspundă pentru faptele lor. Apoi, toți au mers în cartierul de lux al orașului. Vila era extrem de scumpă și i-a pe toți cu splendoarea sa. Un bărbat în vârstă și înalt, cu baston, a ieșit pe prac. Toți au rămas cu gura căscată. Mihai era o copie fidelă a lui, nu era nevoie de nicio dovadă, asemănarea era uimitoare. Bărbatul s-a grăbit să-l îmbrățișeze pe băiat, fiule! Mihai! Cât de mare te-ai făcut! Lată numeri, un adult! Doar te țin minte, bebeluș, câți ani au trecut! Nu mai speram să te găsesc, dar iată ce noroc! Mihai stătea înăucit! Parcă era blocat, încremenit, și a întrebat încet: Tată, spune-mi, de ce nu m-ai căutat mai devreme? Când eram mic. De ce? Nu înțeleg. Tu nici nu știi cât de rău mi-era la orfelinat. Cum am rătăcit atâția ani? Iar tu, după cum văd, nu ai suferit. Și ce? Înainte nu aveai nevoie de mine. Și acum ce? Ți-ai amintit brusc de mine și ai decis să mă cauți. Scuze, dar îmi este greu să accept și să înțeleg asta. Bărbatul a rămas perplex, clipind des, înțelegând că fiul său are dreptate, și este jignit, și nu știa ce să răspundă. Valentina s-a apropiat de Mihai și a spus încet, Mihai, calmează-te, nu te grăbi cu concluziile. Ascultă-ți mai întâi tatăl, iar apoi trage concluzii. Vorbiți singuri, iar noi cu Nadia vă vom aștepta aici, în foișor. Bărbatul parcă s-a trezit și s-a prezentat. Bună ziua tuturor! Eu sunt Eugen Kruglov, tatăl lui Mihai. Intrați în casă. Lilia vă va arăta acum totul. Luați o gustare după drum, odihniți-vă. Iar noi chiar avem multe de discutat cu fiul meu. Băiatul era ca un arc comprimat la maxim era foarte nervos, în sufletul lui fierbea un întreg ocean de emoții. Bucuria revederii cu tatăl său se amestecase cu resentimentele și durerea nerostite din copilărie și se părea că acest amestec exploziv era gata să-l rupă din interior. Eugen era la fel de nervos, așteptat această întâlnire de atâția ani și a imaginat de mii de ori ce va spune. Și acum, într-o clipă, toate cuvintele i-au zburat din cap de emoție, în creierul lui bătea doar un singur gând, fiul meu. Cât de mult seamănă cu mine! L-am găsit! Am reușit! Bărbatul și-a adunat curajul și a început conversația, așa s-a întâmplat, fiule, că nici eu nu m-am născut cu o lingură de aur în gură. Mama m-a crescut singură, era foarte bolnavă, trăiam greu. Așa că am început să lucrez de vreme, ca să o ajut, și să am și eu bani pentru nevoile mele. Dar tu însuți înțelegi cât poate câștiga un adolescent. Iar eu îmi doream atât de mult să ies din sărăcie și să trăiesc o viață decentă. Și am început să fac naveta, aduceam produse, haine, schimbam valută pe ascuns. Așa am reușit să mă descurc treptat. Am reușit să deschid propriul meu magazin apoi încă unul. Chiar în această perioadă am cunoscut-o pe Oxana. Ea lucra la mine ca vânzătoare. În general, între noi a apărut o dragoste furtunoasă. Oxana era muncitoare, mă ajuta în toate, am început să locuim împreună. Și apoi a rămas însărcinată. Visa la o nuntă, la o rochie albă. Iar eu, prostul, tot amânam ba nu aveam timp, ba aveam multă treabă. Cumva mă purtam frivol cu privire la toate. Mă gândeam, unde să mă grăbesc, vom avea timp, toată viața e în fața noastră. Cât de mult m-am înșelat. În general, Oxana a născut fiind logodnica mea. Eram tânăr, impulsiv, adesea mă certam cu concurenții, nu făceam compromisuri. Oxana mă implora să mă temperez, pentru că nu poți câștiga toți banii din lume. Se temea pentru ea și pentru tine, fiule. Parcă simțea nenorocirea. În ajunul accidentului, abia adusese mașina din servis și știam sigur că era în stare bună. Oxana a dus la o consultație de rutină și pentru o vaccinare. Și nu s-a mai întors. A fost implicată într-un accident de mașină. De ce? Încă nu înțeleg. Cred că nu au fost implicați concurenții. Tocmai mă ocupam de aprovizionare când am primit un mesaj pe Pager, soția ta și cățelul tău au murit. Acum e rândul tău. La început nu am crezut, am sunat-o pe Oxana, dar telefonul era indisponibil. Apoi m-a sunat poliția și mi-a dat vestea teribilă. Mi-au spus că soția mea a murit pe loc, iar fiul meu a supraviețuit, dar a fost dus la un orfelinat și m-au invitat la identificare. A fost atât de groaznic, atât de îngrozitor. Să vezi o femeie moartă sub un cearșaf și să ți se spună că este Oxana. Creierul meu pur și simplu refuza să creadă. Am înmormântat-o pe logodnica mea cum se cuvine. Încă o lună am umblat ca o umbră de durere, chiar am început să beau. Mă uram pe mine în sum că nu m-am căsătorit niciodată cu Oxana, că nu i-am spus suficient că o iubesc, că nu am putut să o protejez, că am fost atât de nepăsător. Și când mi-am revenit, am mers imediat la orfelinat. Ca să te iau acasă. Nu te gândi că te-aș fi abandonat vreodată acolo. Doar că nu am apucat să ies din bloc când am fost atacat de doi indivizi care m-au bătut atât de tare, încât doctorii abia m-au adus înapoi din lumea cealaltă. Am avut o hemoragie cerebrală, mi-au făcut o trepanație. Și am mai stat un an în comă. Iar când m-am trezit, eram aproape inapt. Mi-am pierdut complet memoria. Eram ca un copil mic, nu știam să mănânc, să beau, să merg. Abia după cinci ani mi-am revenit complet. Și a trebuit să o iau de la capăt, practic de la zero. Am reușit să mă ridic și să devin din nou un om de succes. Și apoi te-am căutat, fiule. Am răscolit toate orfelinatele din regiune, am angajat detectivi privați. Și nimic. Ani au trecut, iar eu nu am putut găsi nicio pistă. Eram complet disperat. Dar acum două săptămâni, detectivii mi-au adus în sfârșit o veste bună. L-au găsit pe fostul director al orfelinatului tău. El te-a reținut și pe tine și povestea cu accidentul. A scos arhiva și a găsit în sfârșit dosarul tău. Dar această firavă speranță a fost din nou la un pas de asenărui. Când s-a aflat că ai fugit, eram gata să urlu de disperare. Oamenii mei au început să colind de la întâmplare satele din apropiere și să le arate localnicilor fotografiile tale, găsite în arhiva orfelinatului. Și din nou noroc. O femeie te-a recunoscut, a spus că un astfel de băiat vinde pește la piață și că locuiește într-un sat abandonat. Așa te-am găsit. Nu mă respinge, fiule, și iartă-mă pentru tot. Mihai asculta, uimit de toate încercările prin care trecuse tatăl său. Dar el nu se dăduse bătut și reușise. Ce caracter, o stâncă. Băiatul nu mai era supărat pe el toate resentimentele dispăruseră, i-a strâns mâna tatălui și i-a spus, vreau să-ți mulțumesc, tată. Mi-ai demonstrat prin exemplul tău că nu trebuie niciodată să renunțăm. Mulțumesc că nu ai renunțat la căutări, că m-ai găsit. La urma urmei, am trăit singur mult timp și inima mea s-a împietrit, am încetat să cred în bine, m-am resemnat cu soarta de pustnic. Dar într-o zi, o femeie, Valentina Matvivna a ajuns din greșeală în colibamia. Și din acel moment, viața mea mizerabilă alb-negru a început să se coloreze treptat, tușă cu tușă. Apoi a apărut fica ei, Nadia. Dar acum sunt cel mai fericit, tabloul este acum terminat. Te-am găsit, tată. Savurez fiecare litera acestui cuvânt când îl pronunț. Băiatul i-a povestit tatălui său despre toate, despre problemele Valentinei, despre dizabilitatea ei, despre cât de mult îi place Nadia și cum o jignește fostul ei soț. Iar cel mai important lucru este că Valentina a fost cea care l-a salvat din mașina în flăcări acum mulți ani. Eugen nu putea crede cât de capricioasă este soarta, cum trei oameni pe care viața i-a aruncat în direcții diferite timp de mulți ani s-au găsit deodată. Există oare asemenea coincidențe? Sau este o coincidență incredibilă de circumstanțe? Sau universul însuși a vrut să se întâlnească? Oricum ar fi, el era fericit că totul s-a întâmplat așa. S-a dus imediat la oaspeți și a început să-i mulțumească din suflet Valentinei. Fiul meu mi-a spus că ești chiar salvatoarea. Lasă-mă să te îmbrățișez, Valentina Matvivna. Mulțumesc că i-ai salvat viața fiului meu atunci, ți-ai riscat-o pe a ta. Să știi că am o datorie de neplătit față de tine. Și sunt gata să te ajut să-ți rezolvi problemele. Dar mai întâi, haideți să luăm prânzul. Vă rog să veniți în sufragerie, unde Lilia a pus deja masa. Această întâlnire cu tatăl său a fost un punct de cotitură în viața mizerabilă a lui Mihai. Nu l-a lăsat să se întoarcă în satul părăsit. Acum băiatul locuia în conacul tatălui său, pentru că îi aparținea și lui de drept. Eugen a ajutat mai întâi fiul său să-și refacă documentele și a insistat să urmeze studii la distanță și să decide ce vrea să facă în viață, să-și aleagă o profesie. Mihai s-a gândit mult timp, apoi a răspuns sincer: Știi, tată, sunt foarte fericit că ne-am întâlnit, că suntem acum împreună, că mă ajuți atât de mult. Și totuși, nu te supăra, dar la urma urmei, nu mai sunt un copil. Și nu vreau să stau pe capul tău sau să trăiesc din banii tăi. Este greșit și chiar umilitor pentru mine, înțelege. Am încercat odată să mă adaptez la oraș, dar a fost în zadar. Mă simt rău aici, mă sufoc, parcă mă sufoc. Și pescuitul m-a atras cu adevărat. Și aș vrea să continui această afacere dar la un nivel profesional. Mihai își dorea să se mute înapoi la țară. Nu neapărat într-un sat părăsit, recunoștea că era o idee cam extremă. Visa să sape un iaz, să populeze cu pui de crap și anghilă și să se ocupe cu plăcere de creșterea lor. Tata lui, Eugeniu, își dorea ca Mihai să se implice în afacerea familiei, să-i devină mâna dreaptă. Cu greu a acceptat alegerea fiului său, dar a înțeles că Mihai are dreptul să fie diferit. Pentru a-i sprijini visul, Eugeniu i-a cumpărat lui Mihai o căsuță mică, dar confortabilă, nu departe de oraș, într-un sat pitoresc. Casa avea un teren generos care se întindea până la malul râului. Trei luni mai târziu, pe teren strălucea un iaz mare, plin de pui de pește. La prima vizită a lui Eugeniu, Mihai l-a convins să meargă la pescuit cu noaptea lui Eugeniu îi se părea o nebunie, să doarmă în cort cu țânțari, să tremure de fric, fără niciun confort. Dar nu a vrut să-i refuze fiului său. A observat cu admirație cum Mihai a montat cu dibăcie cortul, a aprins focul și cum clopoței undiței au anunțat captura. Mihai a povestit cu entuziasm despre momelile folosite și i-a împărtășit trucurile sale. Apoi, Mihai a preparat o ciorbă de pește delicioasă cum nu mai mâncase niciodată Eugeniu. Într-o atmosferă liniștită, înconjurați de ciripitul broaștelor și zumzetul cicadelor, lângă focul cald, Eugeniu a simțit o pace interioară profundă. În sfârșit, îl înțelegea pe fiul său. Legătura dintre ei s-a consolidat. Eugeniu a ajutat-o pe Valentina, mama lui Mihai, să plătească o operație costisitoare pentru o hernie de disc o vizita frecvent la spital, unde conversau și citeau împreună. Se simțea extraordinar de bine în compania Valentinei, o femeie inteligentă și cultivată. În sufletul lui se trezeau sentimente de mult uitate. Își dorea să o vadă, să o ajute și pur și simplu să fie prieten cu ea, să fie mereu aproape. Valentina le emoționa pe Eugeniu cu recitări din Eminescu și pușkin, iar el o asculta fascinat. Când s-a recuperat complet, Valentina a devenit nașa lui Mihai, legându-le destinele prin spiritualitate. Eugeniu a facilitat un divorț facil pentru Nadia și l-a intimidat pe Alexei să nu o mai deranjeze. Oricum, risca o condamnare pentru atentat la viața Nadiei și violență domestică, având alte probleme majore. Soarta a pedepsit-o crunt pe Ecaterina Vasilievna pentru răutatea sa. După o ceartă cu fiul ei, S-a prăbușit de pe o scară înaltă, ajungând la rândul ei în scaun cu rotile. Acum simțea pe propria piele tot ce îi dorise Valentinei. Era privită cu compasiune, bârfită, neputincioasă și furioasă. Singura soluție era să se schimbe, dar era prea târziu. Alexei se scufunda în prăpastie. În loc de o soție iubitoare, îl aștepta acasă o mamă bolnavă, dependentă de îngrijire. Situația era insuportabilă, iar el a alunecat pe panta alcoolismului. Soțul Lecaterine i a părăsit-o și el, alegând o viață cu o amantă mai tânără. Familia Krasikov s-a destrămat definitiv. Nadia a păstrat prietenia cu Mihai, vizitându-le frecvent la țară. Se bucura de grădinărit, de prepararea gemului de mere aromat și de murături, descăldat în râu. Treptat, a decis să rămână permanent s-a transferat la școala din sat, devenind profesoară. Fericirea lor era discretă, dar reală. Nu consta în cadouri scumpe, ci în gesturi simple, grijă reciprocă, înțelegere și respect. Sătenii apreciau cuplul tânăr, bucurându-se de raritatea tinerilor care alegeau viața la țară. Se minunau de dragostea lor, de gesturile tandre, de sprijinul reciproc. Le doreau multă fericire și o familie numeroasă.